Vă salut din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Sunt la întreprinderea socială Floare de Cireș. Eram nerăbdătoare să ajung aici ca să îl cunosc. Eu îi zic eroul satului, pe Sergiu Gurău, tânărul care are o afacere neobișnuită pentru Republica Moldova. Are o întreprindere socială care oferă locuri de muncă, instruire persoanelor cu dizabilități, în cea mai mare parte, dar și persoanelor care provin din familii social vulnerabile. Și având statistica din Republica Moldova, pe care oferă Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, precum că din cele 920 ceva de persoane care au dizabilități, doar 200 și un pic sunt angajate în câmpul muncii, eu zic că acest domn, care este chiar lângă mine, Sergiu Gurău, merită respectul, admirația noastră și bucură că nu este singur în fața provocărilor pe care le implică antreprenoriatul social. Prietenește strâns cu Uniunea Europeană, o să dau câteva exemple care o demonstrează. A câștigat și un grant în mărime de 32.000 de euro prin Fundația Este Europeană. Da. Și dacă alte programe susținute financiar de Uniunea Europeană sunt foarte cunoscute, cum e Pare 1 plus 1 sau Femei în Afaceri, atunci chiar vreau să știu mai multe despre cum accesezi un grant cu ajutorul Fundației Este Europene. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la Floare de Cireș! Bine v-am găsit! Acum antreprenorii sunt ochi și urechi. Vor să știe ce grant mai este și acesta care vine cu sume atât de mari, care sunt cerințele. Fiindcă suntem încă tineri, avem posibilitatea să accesăm inclusiv oportunități de dezvoltare a afacerilor care încurajează tinerii, care vizează tinerii. Iată că la Ialoveni, datorită Uniunii Europene, suportul financiar oferit de ei, a fost creat acum 2 ani Fondul de Susținere a Antreprenoriatului pentru Tineri și acolo am reușit să obținem un grant cam micuț, 3.500 de euro, dar a fost suficient ca noi să achiziționăm acest frigider extraordinar de care noi avem de mai mult timp nevoie. Cealaltă parte de bani am primit direct de la Fundația Este Europeană în cadrul unui program special destinat dezvoltării afacerilor sociale, întreprinderilor sociale. Iată, acolo noi am putut să luăm mai mult echipament, fiindcă în principiu noi avem nevoie mare parte de echipament care costă mulți bani, de exemplu 3.500 de euro, 4.000 de euro, și aceste granturi chiar ne ajută în situațiile ca să achiziționăm. Noi am reușit să achiziționăm această mașină industrială de spălat vasele, că așa de multă veselă, vă spun câteodată, foarte multă veselă era aici, noi nu reușeam manual și chiar oboseam personalul, trebuia obligatoriu. După care deja am discutat, noi avem planuri mărețe să extindem afacerea noastră, să avem o clădire noastră, o bucătărie mult mai mare și acolo echipament nou, evident, ideea cu pâine și produse de patiserie. Vreți să coaceți pâine? Da. Să deschidem noi produse, să lansăm noi produse pe piață și am achiziționat deja două cuptoare pe vatră extraordinare, care eu sunt sigur că o să pregătească acolo cea mai gustoasă pâine și vrem să utilizăm inclusiv făina integrală, o moară. Am cumpărat între timp din banii pe care i-am primit de la Uniunea Europeană și încă ce e important, Ana, că aceste programe vin și cu instruiri. Parcă nouă ne se pare că cunoaștem tot. Da. Știm ce trebuie și mie, sper timpul cu instruirile. Ce să mă mai înveți pe mine nou. Dar iată că totuși instruirile acestea ajută. Ce anume? Faci legătura cu experți, cu consultanți care te pot ajuta ulterior. Menții legătura. Cunoști alte afaceri, specificul, stabilești noi în parteneriate. Pentru noi asta este foarte important. Lumea te află, fiindcă despre tine se vorbește în cadrul acestor instruiate, ce se întâmplă la Răzien, iată ce se întâmplă la Floare de Cireș și așa mai departe. Și asta, fie că aud clienții, fie că aud potențiali investitori sau cei care promovează granturile gen Uniunea Europeană. Și asta este extraordinar. Stai că am rămas acolo cu un gol. La Fundația Este Europeană. Cum ai aflat despre acest grant? Unde antreprenorii pot să citească mai multe despre program? Noi suntem cu ochii pe câteva pagini web permanent. Care sunt ele? civic.media,
Deși acolo este mai mult pentru tineri, pentru afaceri sociale, dar oricând poate apărea un anunț și pentru afacerile clasice. Totodată, totodată suntem cu ochii pe odim.md. Acolo tot sunt anunțuri deseori și pe Facebook suntem abonați la mai multe grupuri unde se postează permanent diferite anunțuri legate de finanțarea afacerilor. Și eu aș mai recomanda să vedeți și pagina Delegației Uniunii Europene, da, inclusiv de Facebook și website-ul oficial, pentru că acolo veți vedea întotdeauna care sunt acele programe. Și hai să specificăm, nu știu dacă am menționat la început, poate mi-a scăpat. Întreprinderea socială Floare de Cireș există de 8 ani, da. Ai fondat-o 8 ani în urmă. Gama de servicii pe care le prestați este foarte variată și mă tem și să omit una. Știu că instruiți, chiar iată, astăzi ai câțiva ucenici, da? Veniți din diferite localități rurale, Telenești, mi-ai zis tu, de la Hâncești, Cimișlia, de unde mai vin? Dacă mai ții minte. Din mai multe localități. Și îi instruiți, da. Apoi tu nu îi lași doar așa să plece acasă și tu încerci chiar să îi ajuți să-și găsească un loc de muncă. Pentru că nu poți să-i primești pe toți la tine, da? Tu ai 23 de angajați, dintre care... Da, la moment avem 23 de angajați la Floare de Cireș, inclusiv... plus 6 ucenici, care este important de menționat, la fiecare 4 luni, Floare de Cireș recrutează un grup de ucenici de la 6 până la 11 tineri din toate localitățile țării. Ei vin aici să deprindă meseria de bucătar auxiliar. Ulterior, după cum am menționat, noi îi ajutăm fie cu prin intermediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, alți parteneri cu care noi colaborăm, să-și găsească un loc de muncă și piața liberă a forței de muncă. Dar, în principal, întreprinderea oferă servicii de catering. Da. Ia spune-mi pe cine ai servit tu, poate o persoană importantă la care ai ajuns, cu un lunch frumos, cu un furșet așa mai special. Ana, eu nu o să mint. Eu, de fapt, rog, în 2013-2015, în perioada când am fost la început, atunci chiar mergeam efectiv și deserveam evenimentele clienței. În ultimii ani, deja mai puțin, au prioritate tinerii care învață, tinerii care trebuie să iasă în față, să demonstreze că ei pot, au abilități și pot deservi, pot aranja masa, pot debarasa așa mai departe. Eu sunt mai puțin important în acest proces. Ei au scena e a lor. Eu te întrebam la cine ați ajuns. Poate și la o ambasadă. Poate ați ajuns departe sau nu. Noi cred că la majoritatea ambasadelor din Chișinău am deservit. Noi am fost la majoritatea ministerilor, dacă e vorba de instituții guvernamentale. Nu sunt sigur dacă la președinție, dar sunt sigur că la guvern. Foarte multe ONG-uri sunt prieteni cu noi, dar în sensul clienți care cumpără serviciile noastre de catering. Aceiași donatori, delegația Uniunii Europene și tot e vorba de ambasade, dar mă rog, dacă tot vorbim despre ei, sunt inclusiv și clienți. V-am zis că îi preținește foarte strâns cu Uniunea Europeană. Da. Și e interesant că tu oferi locuri de muncă oamenilor pentru care deseori ușile sunt închise. Le s-au închis ușile în nas nu odată. Am citit într-un interviu despre un tânăr de 26 de ani cu dificultăți în vorbire, care nu se putea angaja nicăieri, nimeni nu lua. Uite, tu l-ai luat și lucrează. Deci câte persoane dintre cele 23 sunt cu dizabilități? Și am înțeles că doar cu dizabilități locomotorii nu angajezi, fiindcă nu ai spațiu. Dacă l-ai avea, dacă ai avea condiții, probabil i-ai luat la muncă. În noua clădire, cu siguranță, asta se va întâmpla. Da, din 23 avem 11 tineri cu dizabilități și alți 4 sunt din alte categorii defavorizate. Noi nu vorbim despre ucenici aici, despre angajații care sunt cu contract de muncă permanent. Asta este stipulat la noi în statut. Dacă în statutul tuturor SRL-urilor nu găsești asemenea lucruri stranii, pot spun la noi în statut este inclus că unul din obiectivele afacerii noastre este să creăm și să menținem locuri de muncă pentru tinerii din categorii defavorizate. Respectiv, asta ne obligă pe noi să avem cel puțin 30% din personalul nostru tineri, în special tineri, să le oferim locuri de muncă și oportunități de angajare și formare
formare profesională. Vorbind despre tineri, știu că Asociația Ecorăzeni, pe care tu o conduci, face parte și din proiectul EU for Youth, Uniunea Europeană pentru Tineri, care îi ajută pe antreprenorii sociali tineri să activeze, să se dezvolte. În ce constă de fapt acest parteneriat și cum te ajută pe tine personal? Ana, noi suntem de mai mulți ani, ai spus că suntem de 8 ani și experiența noastră deja suntem gata să o împărtășim și altor tineri care sunt interesați de domeniu. Și iată, acest proiect EU for Youth, program mai bine spus, prin intermediul lui încercăm să diseminăm experiența noastră, în primul rând să promovăm mai activ conceptul de antreprenoriat social în rândul tinerilor. Vom oferi și mici granturi. Deja nu vom fi cei care vom primi granturi, dar vom fi cei care vom oferi câteva granturi, da, până în 10.000 de euro. Atenție, în scurt timp, în vară, o să fie lansat acest concurs. Și vorbește mai rar aici, ca să se rețină bine. Așadar, deci undeva prin luna iunie, Floare de Cireș o să ofere un grant în mărime de cât ai zis? Până la 10.000 de euro pentru un grant. Și noi avem 5 granturi, a câte 10.000 de euro. Dar de unde ai banii ăștia? Uniunea Europeană. Despre programul EU for Youth vorbeam și prin intermediul acestui program, Ecorăzeni, datorită Floare de Cireș, experiența și... Deci Uniunea Europeană o să-ți dea ție acești bani pentru deja ca tu să-i oferi, deja ai, ca tu să oferi granturi altor antreprenori sociali. Da. Vorbind despre asta, cum e văzut antreprenoriatul social în Republica Moldova? Uitându-mă la statistică, doar 4 întreprinderi sociale înregistrate în toată țara asta, înțeleg eu că interesul este foarte mic. Care e cauza? Oamenii vor totuși mai mult profit, oamenii de afaceri, da? Și nu... Că 90% am înțeles eu din ceea ce câștigi tu, din venituri, trebuie să fie întoarse în circuit, adică să fie orientate spre dezvoltarea întreprinderii. Da. Și atunci cam interesul, știi cum, ce am eu de câștigat din asta? Ce am eu de câștigat din asta, Sergiu? Poate bani în buzunar nu avem de câștigat, dar trebuie să ne gândim foarte mult pe termen lung. Lung, da. De exemplu, ce se va întâmpla, cine vor fi medicii sau polițiștii sau constructorii sau bucătarii care mă vor deservi pe mine peste 15 ani sau 10 ani? Cine vor fi cei care vor achita impozite când eu voi fi, de exemplu, pensionar? Asta este important. Totodată trebuie să mă gândesc în perspectiva că eu am nevoie de lucrători, dar piața muncii devine tot mai sensibilă. Avem puțin lucrători calificați. În genere suntem în căutare de lucrători și uneori nu-i găsim. Și asta foarte mult depinde de responsabilitatea fiecărui angajator. Vorbeam despre mediul ambient, cât de mult noi poluăm și contribuim la degradarea lui. Noi, ca și afaceri, la fel, trebuie să ne gândim inclusiv și cum influențăm asupra mediului. Iată, toate aceste aspecte luate la un loc, cumva, nu trebuie neglijate. Bani noi obținem, avem granturi, avem clienți, dar nu totul cumperi cu bani. De asta, pe termen lung, este important. Și eu cred că viitorul afacerilor este anume pentru afacerile sociale. În Uniunea Europeană e ceva obișnuit. Da, adică 5%. Cât 5%? 5% din toate afacerile care există în Uniunea Europeană sunt afaceri sociale. Și atunci, dacă ei pot, atunci de ce n-am putea noi? Dacă tu poți aici la Răzeni, de ce n-ar putea și alții? Mai spune despre programul Finance for Social Change. În ce constă acest program? E vorba doar despre instruire, mentorat pentru voi antreprenori sau și altceva? Pe lângă instruire, mentorat pe care am primit-o în cadrul acestui program administrat de UDIM, în acest caz și finanțat de Uniunea Europeană, noi am participat și la o competiție regională. Adică întreprinderi sociale din regiunea Dunării au avut șansa să lupte, să demonstreze cine e mai puternic ca să obțină o mică finanțare. Noi, din păcate, nu am obținut finanțarea, însă ne-am pregătit. Am avut mentori, consultanți care ne-au ajutat cum să fim pregătiți în fața unui investitor ca să solicităm un credit sau un grant. Și asta este important, cum să ne prezentăm, chiar să discutăm față în față, câte minute, ce spunem, când începem și așa mai departe, unde ne uităm, cum ținem mâinile. Într-un fel, foarte cum să-ți vinzi afacerea astfel încât și să atragi aceste investiții.
Și asta, eu mă uitam, dacă vrei să cumpere asemenea servicii pe piața din Moldova, costă de la câteva mii de euro în sus. Și noi, ca afacere, chiar nu avem acces la, nu avem acești bani să investim inclusiv în instruire. Și programe de genul Finance for Change chiar ne-au, așa, gratis noi am primit toate lucrurile astea. Vreau să mă lămuresc. Ce a apărut aici la floare de cireș? Mai întâi oul sau găina? Tu, când ai pornit această afacere de catering, ce aveai în capul tău? Ce fel de plan de afaceri? Știai că vrei să fii un antreprenoriat social, să faci antreprenoriat social? Sau el a venit cumva de la sine? El a venit în felul următor. În fiecare zi eu vin la serviciu și mulți din tinerii care lucrează astăzi la floare de cireș erau pur și simplu în stradă. Așa, fără niciun rost. Mulți din ei erau neglijați de comunitate. Mulți din ei chiar erau ascunși de părinți în case și erau rușine pentru ei că am o fată. Din cauza dizabilităților. Da, că nu am nicio șansă să mă integrez, nu am nicio șansă să fac nimic în viață. Și iată, lucrurile acestea cumva pe mine mă măcinau de foarte mult timp. Și eram în căutarea unei soluții, ce putem face, pentru că agenția pentru ocupare forței de muncă are niște programe, ca și asociații facem niște instruiri, niște activități, dar nu avem această continuitate, ceva lipsește aici. Și iată, căutând soluții, am găsit conceptul de antreprenoriat social și, de fapt, tot e vorba de o țară a Uniunii Europene, Austria, dar noi, pe parcursul anilor, deja am stabilit legături cu mai multe țări, precum Franța, Belgia, colaborăm cu întreprinderi sociale și împărtășim din experiența noastră. Dar să înțeleg, a fost fondată, de fapt, ca o întreprindere de catering, o companie care presta servicii de catering. Apoi, tu fiind în localitatea asta, tu de unde ești originar? Răzieni. Chiar aici, din Răzieni. Da, aici m-am născut. Și tu auzeai diferite istorii, sau veneau la tine oameni și se cereau la muncă, da? Și tu ai auzit? Nu, sau... da, a fost că e cazul lui Andrei, el chiar s-a adresat la Răzieni, dacă se poate să lucrez. Este vorba de un coleg de-al meu de clasă, care la fel, cum eu am ajuns atât de activ, atât de implicat în comunitate, dar el de fapt stă acasă, nu este util. Am spus, trebuie să găsesc, să-i activez, să le ofer șansa ca să demonstreze că și ei pot ceva face. Și mai plus la asta, da? Ana, noi ajutăm mulți bătrâni din localitate. Da, mi-ai luat acum asta... din gură cuvânt ca să vă zic. Și mai aveți și o cantină socială. Fiindcă noi facem mâncare, și deseori, chiar în urma serviciilor de catering, rămâne ceva mâncare. Noi avem acești ucenici care să învață, să pregătească mâncare și chiar este perfect ca mâncarea care este în surplus să o distribuim bătrânilor care au nevoie de ajutor. S-ar părea că Răzieni e o localitate mare, dezvoltată, dar vreau să vă spun că sunt foarte mulți bătrâni singuratici care au fost uitați inclusiv de rude, trăiesc în mizerie sau așa, la limita sărăciei și ajutorul nostru chiar este foarte, foarte, foarte important. Noi în 2013, de fapt, așa și am început, ca și o mică cantină socială, am început să exersăm cum putem pregăti noi bucatele, cum ne se primește și am văzut că se primește și putem să vindem inclusiv aceste bucate și să prestăm servicii de catering. Dar tu de meserie ce ești? Ce studii ai? Eu am făcut administrație publică. Trebuia să fii președintele țării în locul Mai Sandu. Nu neapărat. N-ai pretins niciodată. Nu te-ai visat președinte. Ești președinte aici la tine, la Floare de Cireș. Așa e? Și ai făcut administrație publică și după aia... Am întors la Răzieni. Era un ONG care... cumva nu era atât de activ și nu era atât de folositor în comunitate și am spus că câțiva colegi de mei am spus că noi trebuie să reanimăm activitatea acestui ONG Ecorezieni și hai să dezvoltăm, să contribuim la dezvoltarea comunității cu adevărat. Dar apropo, de ce este eco-catering? Asta eu n-am înțeles. Eco-catering vine de la Ecorezieni de bază, fiindcă noi am lucrat și cu cei din marketing, specialiști care ne-au sfătuit și logo, cum să denumească compania noastră. Floare de cireș e un element și eco-catering este legat de la Ecorezieni, rădăcina. Evident că... Aveți totuși niște principii care ar putea să spună cu tine business ecologic. Tu ai zis că uite, voi efectiv reciclați. De fel, nu faceți risipă, nu aruncați produsele, da? Mai și compostați, poate, nu știu tot ce practice. Tot în cadrul grantul acesta care l-am obținut la Fundația Est Europeană, noi am avut un consultant care ne-a ajutat să dezvoltăm o politică internă de înverzire a activității.
Și de 2 ani noi deja am început să aplicăm careva principii, până când noi nu reușim, separăm cartonul, hârtia, plasticul, sticla, toate merg separat și se duc la punctele de reciclare. Evident, încercăm, avem un meniu separat pentru vegan și raw-vegan, adică în cazul în care se adresează la noi, noi avem acest meniu și putem oferi inclusiv asemenea tipuri de bucate. Și chiar încurajăm să utilizăm cât mai mult produse locale. Noi cumpărăm cartofi exclusiv de aici, de la producătorul din Răzieni. Câteodată, cum ne reușește, utilizăm și alte produse locale, de exemplu, colectăm frunze, flori pe care le propunem clienților noștri pentru infuzie, să pregătim ceai, nu știu dacă e corect așa, infuzie din plante, da, ca așa să înlocuim ceaiul care este adus de peste mări și țări. Nu prea încurajăm clienții noștri să utilizeze cafeaua, dar în cazul în care ei solicită, noi oferim și cafea, dar promovăm inclusiv infuzia din plantele pe care noi le culegem. Aș sta cu tine de vorbă încă vreo 10 ore. Ai o afacere senzațională care inspiră. Serios, ies de aici cu multă energie. Pot doar să îmi imaginez cât de fericiți sunt oamenii care lucrează cu tine. Și manci așa o energie caldă, blândețe. Cred că ai fost născut pentru asta, probabil, să ai o asemenea afacere, să-i ajuți pe alții. Înseamnă din greac ceva care servitor, mi se pare că... A, serios? Da. Păi, iată-ți, îndeplinești misiunea. Eu vă amintesc vouă, dragi urmăritori, că acesta a fost penultimul tur în campania UE pentru Moldova Rurală, campanie care ne-a ajutat să descoperim oportunitățile de dezvoltare în localitățile rurale, să descoperim oameni de afaceri care au beneficiat de suportul financiar al Uniunii Europene și au lansat afaceri înfloritoare în localitățile rurale din Republica Moldova. Astăzi trebuie să vă mai numesc câteva site-uri utile, neobișnuite față de ceea ce vorbeam noi până azi. Site-urile eu, nu știu să-i zic în română ca să vă fie clar, eu4business.md sau EU4business ar fi .md și EU4civilsociety.md sau EU4, cifra 4, Civil Society. Deci este important să accesați aceste site-uri ca să vedeți care sunt programele de granturi, să puteți și voi să accesați, să vă puteți și voi dezvolta afacerea cu suportul Uniunii Europene. Urmăriți și pagina de Facebook, website-ul oficial al Delegației Uniunii Europene, acolo la fel veți găsi informații utile. Și nu uitați că antreprenorii care au afaceri mici și mijlocii din Republica Moldova nu sunt singuri în fața provocărilor. Au un dita mai prieten Uniunea Europeană, care întotdeauna sunt gata să ne susțină pentru a ne dezvolta. Îți mulțumesc, Sergiu, foarte mult. Să ai spor, să-ți meargă bine în toate. Mulțumim mult. La fel. Mersi. Ne luăm rămas bun. Pa, pa. La revedere.